FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. O să ne întoarcem la cea mai bună muzică de ieri și de azi, imediat după întâlnirea cu Cătălin Striblea. Este prima rațiune a zilei din această săptămână. Salut, Cătălin, bine ai venit! Salutare, bine te-am găsit, ce mai faci? Ce să fac? Uite, aflam ceva mai devreme că, da, trebuie certificat verde și la intrarea în mall, că era o întreagă dezbatere. A fost o mică... România au tot felul de vorbe despre situația asta, dar nu poți să o spui la radio. Nu, dar poți să te întreb cum poate fi cineva atât de haotic. Hai că aia cu școlile se vede de la o distanță foarte mare că este rezultatul unui lobby și că cineva s-a bătut pentru școlile private și că guvernul României a zis, bă, dar până la urmă ăștia, dacă e ceva, e pe banii lor. Deci acolo nu e sigură treaba, că am impresia că trec și ele în online, știi? Nu, păi aia e șmecheria. Deci până la urmă le-au băgat în online, dar pe restul mi-au trimis acasă. În continuu, pe cei de la școala publică. Aici e o mare diferență, adică ea se traduce simplu în mintea oamenilor și spune așa, pe drept cuvânt, dacă eu n-am copilul să mi-l țin la o școală privată, să-i dau carte acolo, mă obligați să-l trimit în vacanță? Da. Și cine are bani poate să facă școală? Da. Bă, asta, într-adevăr, e o măsură de dreapta. Domnul Câțu, domnul Arafat, cine sunteți acolo sau cine a băgat-o pe asta, pe nașpa, cum se spune? Iar la aia cu molurile, la aia cred că este vorba de stupizenie administrativă crasă. Adică... De azi intră în vigoare, nu, aceste restricții, da, mă, și uite că pe ultima 100 de metri am făcut și noi lumină în sfârșit. Ca urmare a unor presiuni publice, exact. Ori metoda asta de șmen, ca asta șmen cu acte legislative să le băgăm pe dedesubt, știi ce asta? Metoda Maradona. Păi și am zis, bă, nu se prinde nimeni, mă, cine citește monitor oficial? Și măcar dacă ar fi, Cătălin, nu e așa singura problemă a României în perioada asta, de cealaltă problemă ne vorbești chiar tu, chiar acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Dragi prieteni, țin să vă anunț că suntem într-un... noi, cu toții, suntem într-un impas... În privința formării noului guvern. Și e un impas destul de sănătos. Sincer să vă spun, haideți să vă povestesc câteva lucruri. Așadar, că nu spui impas, că spui altceva, că tot aia e. Într-o fundătură, dar tot, da, când dă omul peste un impas din ăsta, hai să-i zicem fundătură. Nicolae Ciucă, premierul desemnat, s-a dus la, nu negocieri, că nu e stat termenul, cu USR, pentru că el a zis, domnule, n-am mandat să fac o alianță cu voi, dar am venit să vă întreb așa, în general, care mai e treaba cu voi și dacă ați face o alianță, dacă v-ați întoarce în coaliție cu noi. De aceea, Cioloș i-a prezentat mai multe condiții, vreo 4 la număr, și a zis, domnule, uite, sunt șanse, USR-ul s-ar întoarce acolo. Generalul Ciucă a plecat cu aceste condiții înapoi la partid, căci nu i s-a dat putere. Generalul Ciucă aparține partidului în condițiile astea. Premierul Câțu, care este într-o operațiune de pedepsire a USR-ului, a zis, nici vorbă cu USR, așa, mai bine mergem, adică cu guvern minoritar, și se ține un scai de treaba asta. În partea alaltă, la PSD, lucrurile sunt neclare. O parte din partid și-ar dori de dreptul să intre la guvernare, așa, adică cu miniștri, cu tot ce trebuie. Altă parte din partid, care se opune cumva domnului Ciolacu sau care îl ține sub supraveghere, i-au spus că nici vorbă de așa ceva și dacă se întâmplă așa ceva, domnul Ciolacu pleacă de la conducere maximum 6 luni de zile. Deci sunt pesediști să hotărâți să meargă mai departe de unii singuri. De ce? Pentru că ei cresc spectaculos lunile astea și în curând ar putea să aibă un guvern de unii singuri. Deci nici acolo apele nu sunt aranjate. Culmea este că nici la PNL nu toată lumea trage în aceeași direcție. Pot să numer vreo 3 direcții acum. E gruparea Câțu, care s-a subțiat destul de tare. Este gruparea domnului Orban și sunt o grămadă de oameni care au rămas și lângă președintele Iohannis, știi? Toți cu viziuni diferite asupra acestei rezolvări a problemei. Eu sunt convins că domnul general și-a dat seama între timp că e mai ușor la război decât în politica din România. Să știi că acolo lucrurile păreau mai clare și deciziile le lua el, spre deosebire. Domnul general a făcut greșeala clasică a începătorului în politică. El a avut încredere în Klaus Iohannis, care a spus, vă desemnăm aici, prim-ministru, aveți un covor roșu, știți cum intrați la partid, le rezolvați pe toate. Surpriză, partidul e cu treaba lui.
Și atenție aici, declarație care trebuie marcată drept declarația zilei, pentru că Nicolae Ciucă a lăsat deschisă posibilitatea depunerii mandatului. Adică citiți această declarație. Încă am speranțe că se poate investi un guvern în acest mandat. Atunci când voi considera că aceste șanse nu mai sunt, voi proceda ca atare. Adică e pe șleau. Dacă nu am șanse să trec acest guvern prin Parlament, îmi voi depune mandatul. Asta înseamnă această declarație. Sigur că ea poate este făcută și ca o pârghie de negociere în relațiile cu propriul partid, nu cu celelalte. Poate cere mai multă putere de la domnul Câțu, dar realitatea asta este că în acest moment atât PSD cât și PNL sunt indecise asupra modului în care ar trebui să continue mai departe. La USR e clar. Dacă să îndeplinesc mai multe condiții, una dintre ele e să nu fie Florin Câțu, mod evident, după care mai sunt discuții legate de buget și de anumite reforme, USR se întoarce în acest guvern. Chiar în guvernul lui Nicolae Ciucă. Dar nu este cu totul exclus să asistăm la o a treia nominalizare și, atenție, aici este și planul echipei Câțu să-l pună pe Klaus Iohannis în situația de a-l renominaliza premier. Da. Ne întoarcem de unde am plecat. Sau? Ne întoarcem de unde am plecat pentru că cu guvern minoritar și, mă rog, vedem cum, știu, e complicat, dar am făcut-o. Noi doar tragem ponoasele și pe acest fond de administrație, cum vezi, să dau hotărâri care n-au cap, n-au coadă și n-au sens, reușind să enerveze pe toată lumea. Cătălin, îți mulțumesc pentru comentarii. Promis să nu mă mai întreb niciodată dacă se poate și mai rău. Că, uite, viața îți oferă tot felul de surprize. L-am întâlnit odată pe Victor Ponta cu ceva timp în urmă în buza unui studio de televiziune, știi? Eu ieșeam și el intra. Așa. Și l-am întrebat, ce mai faceți, domnul Ponta, cum mai e viața? Și mi-a spus, hai că nu-i frumos că fac asta, dar, mă rog, a fost cu umor. Mi-a zis, sunt dovada vie că se poate mai rău.